Dacă nu reușiți să vă mai ajutați copilul la matematică sau el își dorește să aprofundeze materia, aveți la îndemână o soluție distractivă. Profesorii unui liceu din București, cu ajutorul unei asociații, au pus la punct un proiect de lecții online, explicate pas cu pas, care fac matematica să pară floare la urechi. Această teoremă este foarte folositoare în domeniul construcțiilor. Folosim unghiuri de 90 de grade pentru aproape orice construcție. Cu animații atractive și exemple din viața reală, teorema lui Pitagora poate fi înțeleasă mult mai ușor, iar elevii nu se mai sperie de matematică, spun inițiatorii proiectului online. De exemplu, exercițiile video le ajută pe Carmen și Daria să se pregătească pentru evaluarea națională. După prima oră de matematică, în care am folosit un video tutorial, toți colegii vorbeau despre cât de interesant a fost ora și cum a fost foarte diferită de orele obișnuite. Are și aplicații din viața cotidiană, astfel ne ajută foarte mult să înțelegem de ce mi-ar trebui, de exemplu, teorema lui Pitagora în viață. Profesorii de la Liceul Marin Preda, care au dezvoltat proiectul cu ajutorul unei asociații, sunt încântați de rezultate. Orele au devenit mai interesante și, ca profesor, când cauți materiale și te implici într-un proiect, orele devin atractive. Pe tablete se accesează tutorialul video pe o tematică anume, se urmărește tutorialul care are o parte și teoretică, dar și aplicativă, apoi intră pe platforma e-learning, accesează resursele adiționale, test, exerciții și așa mai departe și ulterior aprofundează pe caiet cu creionul. Proiectul va fi extins cu ajutorul autorităților și în alte școli din București. Vom avea o întâlnire pe tema acestui proiect cu toți profesorii metodiști de matematică din municipiul București, în care îl vom prezenta. Apoi vom încerca un curs de formare cu 50 de profesori care predau la școala generală. Toate cele 40 de videoclipuri online pot fi accesate gratuit. Cele mai multe se adresează elevilor care se pregătesc pentru evaluarea națională.